Omul de afaceri Constantin Ghica, specializat în medierea forței de muncă, constată că România se află într-o eternă criză economică pe fondul unei noi crize mondiale care se arată la orizont. Majoritatea firmelor sunt îndatorate până peste cap, cum de altfel este și populația care se descurcă din ce în ce mai greu. România este într-o continuă criză, dacă vorbim așa. Tabloul general se îndreaptă spre o criză mondial, aș putea spune, sunt probleme mari și în Statele Unite ale Americii, sunt probleme mari în Europa, în special Italia. În ce sens în Statele Unite ale Americii, la ce vă referiți? Spre exemplu, citeam undeva în ziarul financiar zilele astea, peste 6.000 de firme non-financiare au un grad de îndatorare mult mai mare, s-au împrumutat vreo 2.000 de firme, au împrumutat vreo 6.000 și ceva de miliarde de dolari. Deci gradurile de îndatorare a firmelor nu pot duce către un progres. Cum și la noi românii împrumutăm de la o bancă, după aia ne ducem să refacem împrumutul cu altă bancă, să renegociem o dobândă, dar pe dezvoltarea ta ca individ scopul să-ți stingi datoria. În majoritatea țărilor europene există din nou mari tensiuni în sistemul bancar. În timp, România, deși are cea mai mare creștere economică din Europa, înregistrează și cel mai mare exod al forței de muncă. La fel sunt creditele neperformante din Italia, unde are o mare tensiune sistemul bancar din Italia. E acolo. La fel și la noi. Vedem că tot mai mulți români sunt împovorați. Știți care e paradoxul în România? Deși suntem țara cu cea mai mare creștere din Uniunea Europeană, 4,3% pe primul trimestru, avem cel mai mare exod de forță de muncă din țara noastră către Uniunea Europeană. Criza geopolitică din Turcia nu prevestește nimic bun nici pentru Orientul Mijlociu și nici pentru Europa. Economia mondială este amenințată de agresivitatea economică a Chinei, ceea ce îngrijorează profund mediul de afaceri românesc, strangulat de obligațiile fiscale față de un stat incapabil să susțină un sistem bugetar supradimensionat în raport cu posibilitățile de a fi finanțat corespunzător.